V-am spus chiar de la începutul ediției că vom aborda un subiect destul de sensibil, destul de durut, dar foarte important, și anume cancerul de col uterin și vaccinarea împotriva acestuia. Detalii o să aflăm de la invitata noastră din această dimineață, doamna Vera Melniciuc, șefa Serviciului de Ginecologie, sectorul Botanica. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Eu astăzi vreau cumva să privim lucrurile dintr-o perspectivă mai puțin negativistă, cumva să mergem pe filiera de informare și de importanța a vaccinului, decât cu statistici din asta tenebre, deși ar fi bine să le cunoaștem și pe asta. Deci, din statistici, câte femei suferă de cancer de col uterin, asta este, cancerul de col uterin de fapt se plasează pe locul 3 după toate formele de cancer la femei. Dar trist este în toată situația asta că la noi, în Republica Moldova, marea majoritate, adică 50%, în dependență de localități, în unele peste 50, în unele mai puțin de 50, în cel mai bine stau lucrurile în municipiul Chișinău, aici cam 25% sunt forme de cancer tardiv, adică stadiul 3-4, grad avansat, ceea ce este trist. Cancerul de col uterin este o formă de cancer vizibilă, adică noi o putem depista în stadiu de precancer, dacă facem regulat adresări la medic. Pentru a depista cancerul de col uterin, este suficient să facem un test Papanicolau, începând cu vârsta de 25 de ani și până la 61 de ani, pur profilactic, cel puțin o dată la 3 ani. Cancerul de col uterin nu se dezvoltă fulminant, iată, i-a apărut peste noapte. Nu, el se dezvoltă lent, în timp. De la infectarea, cauza cancerului de col uterin, de fapt, este un virus, virusul papilomului uman. Nu toate tipurile, că sunt cunoscute mulți tipuri, dar sunt vreo 15 care sunt mai agresive, dintre care două, tipurile 16-18, sunt cel mai agresiv, adică 75% din numărul total de cancere de col sunt asociate cu acest virus, 16 și 18. Deci, este important să facem pe parcursul vieții noastre, cel puțin o dată la 3 ani, să mergem la, nu numai decât la ginecolog, este suficient să mergem la medicul de familie, la asistenta medicală sau moașa care activează în localitățile rurale pentru a preleva testul Papanicolau. Este un test, care se prelevează, mă rog, este o examinare invazivă, că folosim în specul vaginal, dar se ia cu o periuță simplă care nu provoacă disconfort, nu provoacă durere, nu provoacă nimic. Deci este important să mergem să facem acest test, să ne informăm de rezultatul acestui test, că el este negativ, și mergem mai departe și următoarea vizită o facem iarăși o dată la 3 ani, că de la infectarea cu virusul papilomului uman până la apariția cancerului incipient, de obicei trec 10-15 ani. Deci, dacă n-ai ieși 10 ani, măcar de 2 ore vom merge la medic, precis depistăm o fază incipientă sau un stadiu precancer. Deci, când noi avem leziuni precanceroase, avem ușoare, moderate și severe. Bun, doamna Melniciuc, dacă vorbim despre persoanele care nu merg să-și facă acest screening sau acest test Papanicolau, din vari motive, și nu o să dăm vina acum pe telespectator, fiecare decide pentru el, care sunt acele simptome care ar trebui să ne alarmeze? Dacă au apărut simptome, să știți că este tardiv, adică avem o formă de cancer grad avansat. Apar eliminări, la început eliminarea poate mai abundente din căile genitale, pot apare sângerări de contact, un semn de alarmă este când apar sângerări la contactul sexual. Deci asta este un semn că trebuie imediat să mergem la medic cât mai curând posibil pentru a face o examinare. Nu e numai decât că este cancer, și orice femeie care are sângerări de contact are cancer de col. Ca să nu inducem cumva eroare și să o speriem prea tare. Nu. Este un semn că trebuie să faci o vizită la medic pentru a face o examinare. În cazul de față, deja este bine să mergi la medic ginecolog dacă au apărut niște simptome. Sângerări genitale inexplicite, iarăși este un semn de alarmă. Dureri și alte chestii, deci apar foarte tardiv. Deci cancerul este, în genere, toate formele de cancer, ele nu apar dureri. Când au apărut dureri, știți că deja este târziu. Ceva s-a întâmplat, ceva am scăpat, atunci
precoce. Deci, de ce este important screening-ul? Fiindcă noi trebuie să depistăm femeile asimptomatice, cele care nu le deranjează absolut nimic. Și este important că ele să meargă la medic, la moașă, la asistentă medicală, la medicul de familie, medicul ginecolog. Bine, sunt femei care dispun de finanțe și pot merge la centre private. Asta este decizia fiecare. Dar conform programului național de combatere a cancerului de col, fiecare femeie, indiferent de ce, este deține poliță de asigurare medicală, nu deține, testul este gratuit absolut pentru toate femeile. De ce este important lucrul ăsta de cunoscut și de mers la medicul de familie sau asistentă medicală sau medicul ginecolog și profitați de această facilitate care vă este oferită gratuit tuturor. Și examenul la medicul de familie, consultația, adică consultația, examenul la medicul de familie și asistenta medicului familie sau moașă, este gratuit absolut pentru toată lumea, și cei asigurați și neasigurați. Deja pentru persoanele neasigurate, dacă merg la ginecolog și nu țin de poliță medicală, chiar dacă este cu trimiterea mea, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, consultația va fi contraplată, fiindcă, mă rog, așa este legea. Da, dar e important cei de acasă să înțeleagă, acest screening, acest test, Papa Nicolau, este gratuit pentru toată lumea. Testul este absolut gratuit, chiar dacă mergeți la medicul ginecolog, veți achita consultația, dar nu veți achita testul. Așa, deci cumva sunt niște lucruri foarte bine de știut. La noi, în Republica Moldova, există un soi de mentalitate eronată. Atunci când e depistată o afecțiune de sănătate, lumea intră în panică sau lumea deja își pune diagnostic. Își pun singur lumânarea, mă scuzați de această expresie. Cum ar trebui să reacționeze o femeie, deci, în cazul depistării acestui în cazul virus? În care noi avem o leziune, am depistat un test abnormal. În primul rând, nu orice test abnormal înseamnă un diagnostic fatal. Deci, hai să spunem așa, o spun rusește. Deci, diagnosticul de cancer este neprigăvor. Este diagnostic. Asta este un diagnostic. Deci, nu este un verdict. Nu este un verdict fatal. Nu, categoric nu. La ziua de astăzi, cancerul de col, chiar și în grad avansat, și 3, și 4, se tratează bine, în special 3, se face radioterapie, el foarte bine spune tratamentul. Deci este bine de știut lucrurile astea, nu de a prinde lumânarea, pune mâinile pe piept și așteptăm să ne vină ceasul cel din urmă. Nu, este important de știut că trebuie de mers la medic. Dar mă întorc înapoi la testul abnormal. Nu orice test abnormal înseamnă cancer. Am spus, sunt leziuni precanceroase, care pot fi leziuni nesemnificative, dar este important să mergem deja la medicul de familie, medicul face trimitere la cabinetul de patologie a colului uterin, unde vor fi efectuate examinările ulterioare, colposcopie, dacă va fi nevoie spre ea, biopsie, dacă am constatat că este o leziune moderată sau severă, iarăși poate fi se face excizie leziunii la stadiul ăsta de precancer pentru a evita progresarea leziunii mai departe. De obicei, tratamentele astea sunt foarte eficiente. Da, undeva 5% dintre leziunile severe, chiar după o excizie a colului uterin sau a zonei de transformare, mă rog, o parte a colului uterin, ca să fie mai înțeles pentru lume, viața continuă mai departe, femeile pot da naștere copiilor, de obicei se tratează foarte bine, da, ele sunt monitorizate într-un grup aparte, fac testul nu odată la 3 ani, dar în dependență de situație la început odată la 6 luni, pe urmă odată în an, de fiecare dată medicul care o consultă îi va spune când va face următorul PAP test. Asta ar însemna cumva că nu sună atât de dramatic atâta timp cât situația este una foarte controlată și cât timp noi manifestăm interes față de starea noastră de sănătate. Eu vă mulțumesc tare frumos pentru aceste informații, pentru prezența dumneavoastră și vă mai așteptăm!